Îmi face o deosebită plăcere să fiu din nou alături de colegii mei într-o formulă în care nu ne-am mai regăsit de la ședințele de lucru EDCR. Și aș vrea să încep această sesiune de discuții întrebându-l pe coordonatorul proiectului EDCR, domnul Emanuel Conțac, cum s-a născut proiectul EDCR și cum s-au desfășurat ședințele de lucru. Câteva detalii am prezentat deja în acea prelegere inițială. Aș mai adăuga doar faptul că atunci când Societatea Biblică Interconfesională a propus realizarea acestui proiect, ideea a fost de a realiza 5 capitole revizuite, deci doar niște mostre, pentru că eram prea speriat de amploarea unui asemenea proiect, am spus că pot încerca măcar câteva capitole care să ne dea o idee despre ce ar trebui introdus în noul text și a urmat o ședință cu pastori din București, aparținând confesiunilor care folosesc versiunea Cornilescu. Nu mai știu dacă a avut loc în martie 2015 acea întâlnire, dar feedback-ul pozitiv care a venit din partea pastorilor prezenți mi-a dat cumva încredere că s-ar putea de fapt realiza ceea ce eu credeam că ar fi imposibil. Și după aceste 5 capitole care au fost evaluate într-un context pastoral, a urmat constituirea unei comisii de revizuire din care să facă parte bibliști din confesiunile protestante care folosesc versiunea Cornilescu și de asemenea s-a propus și s-a realizat un comitet pastoral alcătuit din 4 pastori din fiecare confesiune care folosește versiunea Cornilescu, adică Biserica Adventistă, Baptistă, Creștină după Evanghelie și Penticostală. Și acești pastori sunt, e domnul Pop, care este prezent cu noi, de asemenea domnul Boingeanu, pe care îl salut de asemenea, nu-l văd așa, pastorul Ioan Brie, care este și rectorul Institutului Teologii Penticostal și de asemenea a fost fratele Iremia Rusu de la Biserica Creștină știind după Evanghelie. Iar pe revizori, cred că am lista completă aici, sper să o găsesc ca să nu mă încurc sau să o spun la urmă dacă nu o găsesc. Sunt colegi din spațiul baptist, spațiul adventist și spațiul penticostal care au lucrat și care au contribuit și au citit, de fapt, chiar dincolo de cărțile care le-au fost alocate. În ce a constat această revizuire? Bănuiesc că a fost o revizuire mai amplă, nu? Noi ne-am propus să verificăm textul lui Cornilescu cu textul ebraic, să zicem, din Biblia Hebraică, din ediția critică și să vedem acolo unde sunt lucruri care ar putea fi actualizate, îndreptate, să propunem o revizuire. Un al doilea revizor care avea o anumită carte alocată, citea textul și adopta sau respingea propunerile făcute de primul revizor, dacă ei aveau neînțelegeri, puteau apela, să zicem, la un mediator, care se întâmpla să fiu eu. După această formă, textul mergea la revizor literar, adică aici îți revenea ție rolul de a verifica textul. Aveau loc iarăși discuții și după ce textul era șlefuit literar, mergea la comitetul pastoral și cei 4 membri propuneau schimbări. Eu răspundeam la feedback și triam o parte din comentarii, pentru că puteam da contraargumente care să arate de ce nu rezistă o anumită propunere și din lista comentariilor finale, cu lista aceea, ajungeam la o întâlnire generală. Și asta însemna că aveam niveluri de lectură și relectură care asigurau textului o calibrare foarte bună, ceea ce înseamnă că și dacă mai trec ani, nu mai simți nevoia să faci atâtea schimbări, pentru că textul a fost întors pe toate părțile deja în acest proces inițial, ceea ce poate să ducă, să zicem, la publicarea lui online sau publicarea în format tipărit. Deci e un proces destul de minuțios și laborios. M-aș îndrepta acum către domnul Ciprian Terinte. Dacă ne puteți da câteva exemple de clarificări sau îmbunătățiri pe care le aduce EDCR la Noul Testament. Cred că proiectul EDCR aduce cel puțin 3 categorii de îmbunătățiri, nu 3 îmbunătățiri, ci 3 categorii de îmbunătățiri. Am încercat, sunt atât de multe, încât am încercat să le sistematizez. Pe de o parte, avem, așa cum era de așteptat, acele versete care sunt clarificate, pentru că vorbeați despre îmbunătățiri și clarificări, clarificate printr-o traducere mai exactă. Aș lua ca exemplu 2 versete din Epistola a 2-a a Apostolului Pavel către Corinteni,
De pildă, conform traducerii Cornilescu, de două ori Apostolul Pavel spune: noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să știm și se vede în traducerea în EDCR, nu se vede în traducerea Cornilescu, este faptul că Apostolul Pavel folosește două verbe diferite, pe care Cornilescu le traduce tot prin a strica. Dar prima dată în 2 Corinteni 2 cu 17 folosește verbul grecesc apeleo, care înseamnă a face negoț. Și în EDCR am tradus chiar așa: noi nu facem negoț cu cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 4, cu versetul 2, acolo folosește verbul dolou, care înseamnă a falsifica. Și noi am tradus chiar așa, căci noi nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Deci cititorul își dă seama că sunt două verbe diferite și mai mult decât atât își dă seama și de, sau realizează manierele în care acei apostoli falși stricau cuvântul lui Dumnezeu, făcând negoț cu el, transformându-l într-o sursă de câștig mârșav, ca să folosim o altă expresie cornilesciană, sau falsificându-l în interese proprii, interese meschine, bineînțeles. O altă categorie de îmbunătățiri pe care o aduce EDCR-ul este clarificarea unor versete prin notele explicative. Adică noi am încercat să păstrăm cât mai mult din acel iz cornilescian. Așa am făcut de pildă cu imnul cristologic, cunoscutul imnul cristologic din Filipeni, capitolul 2, de la 6 la 11. Avem acolo acea expresie folosită cu privire la Domnul Hristos. Spune acolo: el n-a luat ca pe un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. O expresie care s-a impus în uzul, în comunicarea curentă a evanghelicilor români, cu un înțeles nepaulin, să spunem, adică a fost interpretată ca însemnând lucru luat cu ușurință. Ceea ce nu este adevărat. Termenul harpagmos în greacă înseamnă lucru luat prin rapt, prin apucare violentă. Ei, noi n-am vrut să schimbăm textul acelui imn în traducerea Cornilescu, am păstrat versiunea cornilesciană, dar am adăugat acolo o notă de subsol prin care clarificăm acest lucru pentru ca cititorul să nu fie indus în eroare, să știe că lucru de apucat nu înseamnă lucru luat cu ușurință, ci lucru luat prin apucare violentă, prin rapt. Până acum, cei doi termeni pe care i-ați folosit în întrebare au fost într-o relație de sinonimie, adică îmbunătățirea și clarificarea. Eu consider că nu întotdeauna îmbunătățirea în EDCR s-a manifestat ca o clarificare. Adică, cred că a treia categorie de îmbunătățiri pe care o aduce EDCR-ul rezidă în acele versete pe care noi am încercat să le traducem mai literal, chiar dacă ele sunt, au fost obscure și prin traducere literală devin chiar mai obscure. Cred că este o îmbunătățire faptul că, nu neapărat o clarificare, e o îmbunătățire faptul că suntem mai aproape de textul original. Și, sigur, aceste cazuri sunt foarte rare, dar m-aș referi aici la acel verset foarte obscur, greu de interpretat din Matei, capitolul 11, versetul 12, unde în traducerea Cornilescu, care în traducerea Cornilescu sună în felul următor: de la Ioan Botezătorul încoace împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Un verset a cărui înțelegere generală a vizat accesul nelimitat pe care îl avem la Evanghelie. Adică toți cei care dau năvală la pocăință au posibilitatea să o practice. Ceea ce s-ar părea că nu este adevărat, pentru că acel verb biazetai pe care îl găsim în limba greacă înseamnă a lua cu asalt, a asedia. De aceea noi am tradus spunând: împărăția lui Dumnezeu este atacată cu înverșunare și atacatorii pun mâna pe ea. Versetul nu este mai clar, dar este mai apropiat de sensul original. Nu există, din câte știu eu, nu există la nivelul cercetătorilor consens hermeneutic cu privire la acest verset, nu știm exact la ce se referă. Cert este că în textul original are un sens, verbul biazetai are sens negativ, nu pozitiv. Da? Împărăția lui Dumnezeu este atacată, este asediată și atacatorii pun mâna pe ea.
Sunt foarte tentat să vă rețin atenția cu o interpretare personală, nu o să o fac atâta vreme cât nu există consens, nu vreau să torn o găleată cu apă pe jarul curiozității hermeneutice pe care sper să-l fi aprins prin această mențiune. Deci, aș zice că cel puțin aceste trei categorii de îmbunătățiri, care pe alor cursuri sunt și clarificări, le-a aduse de cereul. Repet, traducere mai exactă a unor versete, apoi notele de subsol explicative, care, așa cum colegii noștri știu, inițial au fost mult mai numeroase, a trebuit să ne înfrânăm ca să nu exagerăm cu notele de subsol, pentru că ediția noastră se vrea o ediție liturgică și nu de studiu. Și apoi avem aceste versete pe care am preferat să le traducem, cu riscul de a le face mai obscure, să păstrăm chiar neclaritatea lor din textul original, să le traducem mai exact. Mulțumesc frumos pentru răspunsul acesta foarte complex. Vin mai aproape de mine la domnul Laurențiu Moț. Proiectul EDCR a fost un proiect interconfesional. Cât de greu sau de ușor a fost să se lucreze în echipe ai căror membri nu erau din aceeași confesiune și din același background teologic? M-am bucurat când am văzut că mi se atribuie mie întrebarea aceasta. Ca adventiști de ziua șaptea ne puteam vedea destul de repede într-o oarecare minoritate. Eram și minoritate la propriu, dar dincolo de număr. Emanuel a avut grijă să ne izoleze bine în echipele care s-au format, dar concluzia la care am ajuns după tot exercițiul acesta mi-a schimbat cu totul percepția față de colegii mei de suferință, de muncă, de lucru, pentru că am descoperit în ei niște oameni foarte aproape de textul Scripturii, adică interesați de nu doar de o muncă, să zic așa, formală de traducere, ci erau interesați de efectele Scripturii asupra inimii cititorului. De asemenea, niște oameni care nu se conving ușor, au nevoie de argumente, ceea ce sigur că așa trebuie să găsești în lumea academică. Și îmi amintesc că dintr-o corespondență cu Emanuel, pentru că noi am împărtășit o bucată bună din Noul Testament împreună, un schimb de e-mail-uri lung, din care s-a născut unul dintre cele mai bune studii pe care le-am făcut vreodată, lexicografice pe Noul Testament, datorită întrebărilor și reținerilor lui vis-a-vis de discuțiile pe care le aveam. Deci, oricum, per total, sentimentul cu care am rămas este că aș face asta încă o dată și încă o dată și încă o dată de câte ori am avea ocazia, pentru că am descoperit niște oameni minunați care combină frumos și cunoștința și caracterul în relație cu alții care gândesc la fel, diferit. Mulțumesc. Era nevoie ca fervoarea penticostală să fie dublată de acribia adventistă, de aia a fost chiar moderată pe locul. Mulțumesc pentru răspuns. Revin la domnul Terinte cu o întrebare oarecum în legătură cu întrebarea pe care i-am pus-o domnului Moț. Au fost anumite versete cu încărcătură teologică și în care ați avut fiecare perspective diferite. Cum s-a procedat în astfel de situații? Da, aș dori și eu să, asemenea colegului Laurențiu Moț, să-mi exprim admirația pentru colegii adventiști cu care am avut o colaborare foarte, foarte fructuoasă, foarte nutritivă pentru fiecare dintre noi, de fapt, aducându-ne aminte de acea atmosferă vibrantă de la întâlnirile noastre ale colegiului de revizori. Aveam o discuție, mai în glumă, mai în serios, cu domnul profesor Laurențiu Moț. Ne gândeam noi să născocim un proiect, după ce am terminat revizuirea Noului Testament, să născocim un proiect prin care să clonăm acea atmosferă de har pe care o aveam la revizuirea Noului Testament. A fost de-a dreptul înălțător și, bineînțeles, și cu nelipsitele doze de umor, sau un umor foarte bine dozat, dar care ne-a ajutat foarte mult la consolidarea coeziunii echipei de care era mare nevoie. Au fost și momente însă în care particularitățile noastre sau, da, particularismele noastre confesionale, doctrinare, și-au făcut simțită prezența. Mi-aduc aminte de pildă de
În cazul Evangheliilor, împreună cu colegul Dragoș Ștefănică, ne-am ocupat de Evangheliile sinoptice și scrierea Faptele Apostolilor. În scrierile narrative nu prea ne-am întâlnit noi, nu ne-am lovit de foarte multe situații de felul acesta. Nu știu, colegii care au lucrat la epistole, acelea fiind discurs analitic, s-ar putea să fi fost mai dificile din acest punct de vedere. Dar, la un moment dat, țin minte că a trebuit să traducem acel verset conform căruia Domnul Hristos este Domn al Sabatului și din partea colegilor adventiști a venit propunerea să spunem este Domn al Sâmbetei. În general s-a recurs la literalism. Am zis, acolo unde, eu știu, sunt diferențe de opinie, mergem pe o traducere literală și în felul acesta suntem oarecum izbăviți de textul biblic, ceea ce s-a și întâmplat. Am tradus până la urmă, este Domn al Sabatului, nu al Sâmbetei. Aminteam de acea binevenită doză de umor. Știu că discutam între noi atunci și am zis, domnule, pentru cititorul neadventist care nu citește acolo termenul sâmbătă cu aceleași reverberații sau pentru care nu are aceleași reverberații teologice, s-ar putea să înțeleagă de acolo că Hristos este Domn al weekendului sau, și am zis, hai să rămână Domn al Sabatului. Și așa a rămas. Mulțumim foarte mult pentru înțelegere. În general s-a mers pe traducere literală și ne-am înțeles foarte bine. Merg acum și la domnul Dragoș Ștefănică și l-aș întreba cum a fost receptată versiunea EDCR de credincioșii care până acum au folosit versiunea clasică Dumitru Cornelescu, dacă sunt semnale pozitive sau negative din direcția aceasta. Da, înainte de a vorbi despre semnale pozitive sau negative, ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce ne-am propus la începutul proiectului. Am răsfăit chiar zilele acestea introducerea la EDCR și acolo noi spuneam că suntem conștienți de faptul că EDCR nu va înlocui subit textul cornelescian clasic, dar ne doream ca aceste două texte să circule în paralel, să fie folosite EDCR tot mai mult, de către studenții la teologie, de către pastor, să fie folosit de către persoanele care lucrează în mass media, de către redactorii și editorii de carte, în lectura devoțională, în lectura publică, liturgică, doar acolo unde comunitățile locale ar fi de acord cu treaba asta. Uitându-ne la toate aceste dezideratele noastre din 2015, aș zice că ne-am atins ținta într-o proporție foarte bună, în sensul că astăzi, printre tineri, dar nu numai, EDCR este cunoscut, este citit, fie în format tipărit, fie în format online, pe aplicațiile de Biblie online. Studenții la teologie folosesc acum, iată, și varianta bilingvă, despre care probabil o să vorbim, împreună cu ESV, varianta în limba engleză. Mă uit că și în diaspora este foarte bine receptat, avem niște cursuri biblice pe care le organizăm și foarte multă lume este deschisă către ideea de a avea un text revizuit, mai ales tinerii care s-au născut acolo, care citesc oricum Biblia în limba țării în care locuiesc și care sunt foarte încântați să aibă un text mai aproape de limba română curentă. În urmare, eu zic că și-a atins scopul și sperăm ca în continuare să fie adoptat, poate chiar în lectura publică a bisericilor. Cred că aici marele impediment este că nu avem întreaga scriptură. Am vorbit cu pastori, cu colegi slujitori care mi-au zis, în momentul în care apare toată Biblia, fără niciun fel de problemă, o vom putea citi, pentru că altminter trebuie să facem așa un switch între ediții și nu este atât de ușor. Dar sunt biserici, cum este și biserica noastră, care, cel puțin sporadic, folosesc textul EDCR în lectura publică. Deci eu cred că difuzarea până acum este una bună, una conform așteptărilor și ne așteptăm, bineînțeles, pe viitor la și mai bine. Doar o chestiune aș mai adăuga. În cele două proiecte pe care le-ați văzut afișate aici, adică două dintre ele, adică Biblia interactivă și Speranța în suferință, textul Noului Testament a fost luat din EDCR. Deci avem o asociere a textului clasic, Cornilescu la Vechiul Testament, și textul revizuit, care vine cu un plus de claritate și de modernitate, să zicem. Revin din nou la domnul Moț, pentru că ați fost implicați și într-un alt proiect legat de EDCR, și anume înregistrarea textului EDCR. Cum a fost să lucrați pe un text pe care până acum l-ați analizat și l-ați întors pe toate părțile în forma scrisă? Cum a fost să lucrați și în forma auditivă cu el? A fost nevoie de schimbări?
A fost o experiență cu totul specială. E una să-l citești în gând sau să citești porțiuni scurte pentru o predică, de exemplu, sau la un curs. Alta este să citești porțiuni lungi de text. Eu am citit patru cărți ale Noului Testament și a fost o constatare destul de rapidă, în primul rând că cel care s-a ocupat de proiect, fără să vorbească limba română, m-a impresionat cu câtă acuratețe mă oprea și mă punea să o iau din nou de la capăt, pentru că i-a sunat lui, bănuiesc că nu limba română, dar i-a sunat că ar trebui altfel. Și culmea că i-am dat dreptate de fiecare dată. Eu am lucrat în radio 2 ani de zile în trecut, deci știu ce înseamnă să vorbești la microfon și să citești frumos, dar omul chiar avea dreptate și a fost o lecție foarte bună pentru mine. În ce privește strict textul, nu mi-amintesc să fi avut probleme serioase. Știu că la un moment dat am tulburat un pic apele cu cuvântul rabbi sau rabbi și a trebuit să dăm niște telefoane să oprim înregistrarea. S-a lămurit destul de repede. În rest, mie mi-a sunat foarte bine. Deci, cel puțin bucățile de text pe care eu le-am avut înainte mi-au sunat foarte bine și aștept cu drag să mă bucur de ele în variantă audio. Știu că este gata. Dar n-am avut un drum lung cu mașina ca să fac asta. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspuns. Revin acum la domnul Conțac. Am discutat până acum de proiectul EDCR, dar noi astăzi suntem ca să lansăm proiectul EDC100. Care este diferența dintre cele două proiecte? EDC100 este într-un fel explicația pentru care, sau o parte din explicația pentru care nu suntem gata cu EDCR-ul, pentru că eu am, deși aveam ca proiect de suflet revizuirea aceasta, să zicem mai profundă, m-am alăturat echipei de filologi, de specialiști care au reverificat textul din punct de vedere al punctuației, al ortografiei și la EDC100, ediție pe care o lansăm astăzi, am făcut numai acele intervenții care au fost strict necesare din perspectiva punctuației, să zicem. Am revenit în bună măsură la Cornilescu clasic pentru punctuație și ne-am asigurat că verificăm și textul ebraic și cel grecesc ca să orice decizie, orice schimbare, orice actualizare ortografică să aibă totuși suport și în textele originale. Deci EDC100 înseamnă versiunea revizuită, sper eu, finală, dincolo de care să nu mai introducem schimbări și care să fie adoptată de toate editurile și toate confesiunile care folosesc versiunea Cornilescu clasică, pentru că, după cum știți probabil, cum spune și evanghelistul Luca, mulți s-au apucat să fac, să scrie, să... așa s-ar putea spune și despre revizuiri, pentru că mulți s-au apucat să facă multe revizuiri. În sfârșit am venit și noi cu cea care să încheie acest proces și să nu mai fie nevoie decât cine știe peste 50 de ani de o eventuală reverificare. Deci este o versiune conservatoare cu intervenții care sunt explicate în prefața ediției pe care o vedeți la stand astăzi. Mulțumesc. Revin la domnul Ștefănică. Vorbim tot despre ediția EDC100. Care sunt intervențiile majore în această ediție? Da, pe lângă ceea ce spunea deja colegul meu Emanuel Conțac și pe lângă celelalte detalii pe care le puteți găsi în prefața acestei ediții biblice, aș vrea să accentuez câteva dintre aceste modificări, să zic, modificările principale. În primul rând, așa cum se spunea, această ediție de Biblie și-a propus să fie o revizuire, în primul rând, ortografică, iar la nivel ortografic s-a făcut o treabă excelentă. Este adevărat că multe alte ediții de Biblie sau și alte ediții de Biblie au scris pe cotor Biblia Dumitru Cornilescu revizuită ortografic, însă luându-le puțin așa la mână, făcând un studiu destul de amănunțit pe ele, am observat că multe au destul de multe probleme, iar această revizuire ortografică nu s-a făcut atât de temeinic pe cât ar fi fost nevoie. Uneori avem ratarea unor schimbări necesare, a rămas forma de plural, de exemplu, încălțămintelor, ceea ce corect ar fi fost încălțămintei, sorți în loc de sorți, da? Secere în loc de seceră și așa mai departe. Alteori modificările au fost de-a dreptul eronate. Nu vorbesc despre EDC 100, ci de alte ediții de Biblie care au operat aceste modificări ortografice. Spre exemplu, forma corectă din Cornilescu clasic urcior a devenit forma ulcior, care este formă greșită. Și apoi am găsit și multe schimbări lexicale, care probabil n-au fost menite să fie așa, ci erau menite să fie schimbări
ortografice, dar probabil revizorii, ne uitându-se în textele originale, și-au dat cu părere așa după cum le-a părut lor mai bine și s-a ajuns astfel la modificări lexicale. Doar câteva exemple, prin Amos avem un text în care profetul spune: veniți pentru că linurile sunt pline, linurile fiind acele vase în care se zdrobeau strugurii. E bine, linurile au devenit lanuri în unele ediții. Funea de fir cărmăziu de la Cornilescu, da, varianta veche pentru cârmâziu, culoarea cârmâzului, un roșu aprins, carmin, a devenit cărămiziu în anumite ediții biblice. În Ezechiel, în viziunea profetului, acolo unde oasele au început să se adune în Valea Oaselor și le-au venit vine, spune cuvântul Domnului, în anumite ediții apar vene, le-au venit venele, da? Pentru că vine este pluralul atât de la venă, pluralul vechi, cum a înghețat cuiva sângele în vine, cât și de la tendon, vână, da? Vână, plural vine, de fapt, le-au venit tendoane și așa mai departe. Deci, eu aș zice că la ora actuală, EDC 100 este cea mai bună ediție de text clasic Cornilescu în ceea ce privește ortografia și spun cu încredere lucrul acesta. Apoi, chestiuni care țin de corectarea punctuației. La un moment dat, modificările care s-au făcut asupra ediției Cornilescu clasic au însemnat și eliminarea punctului și a virgulei. La un moment dat, acestea au fost înlocuite cu simple virgule, care însă nu prezentau, să spun așa, sau nu marcau pauza în mod suficient și s-a revenit la punct și virgulă, semnul exclamării, acolo unde avem cazuri de adresare directă, și ceea ce îmi place mie foarte mult, semnele citării. La un moment dat, prin profeți mai ales, îl ai pe profet care începe să vorbească, ai niște semne ale citării, niște ghilimele, apoi el citează ce spune Dumnezeu, care Dumnezeu citează glasul poporului și ai al treilea sau al patrulea rând de citare și în celelalte ediții se pierd aceste ghilimele, aceste semne ale citării, în EDC 100 sunt foarte bine marcate. Apoi avem introducerea așa numitelor clitice, a dublării clitice. Asta înseamnă dublarea formelor accentuate de acuzativ și dativ, a pronumelor personale cu forme neaccentuate. Nu intru acum în detalii cu studenții din anul întâi care sunt aici, am făcut limba română astăzi la institut, nu vreau să reiau aici discuția, însă avem situații de felul: Domnul a zis lui Moise. Când cu dublarea clitică ar fi: Domnul i-a zis lui Moise. Faraon a chemat pe Avram, Faraon l-a chemat pe Avram. Și recent, în lecționarul cultului pentecostal, am avut o serie de predici inspirate din cartea Iona și într-unul dintre texte aveam varianta peștele. Dumnezeu a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona. L-a vărsat pe pământ, dar a vărsat pe el te poate duce cu gândul la cu totul altceva, da? Deci l-a vărsat pe Iona. Ei bine, avem și inovații la nivel grafic și cu aceasta aș vrea să închei intervenția mea. Pe de o parte, eliminarea trimiterilor biblice, multe dintre ele erau false trimiteri, nu intru aici în detalii. Și un lucru foarte important, un aspect important, ține de completarea intertitlurilor la Noul Testament. De pe la Galateni, capitolul 5, în continuare, avem acum în tot Noul Testament intertitluri, ceea ce în ediția din 24 nu avea. Acestea sunt doar câteva dintre, să spun, intervențiile majore pe text, dar vă invit să răsfoiți această Biblie, să o folosiți și să vedeți și celelalte îmbunătățiri. O ultimă întrebare acum pentru domnul Emanuel Conțac, coordonatorul proiectului EDCR, o întrebare care probabil stă pe buzele multora: când se va termina proiectul EDCR? Noi, când am început acest proiect, ne-am propus o perioadă de 3 ani de zile și se adeverește vorba aceea că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune ce planuri ai. Au trecut, iată, deja atâția ani și proiectul este cam la jumătate sau trecut de jumătate. Speranța mea este că acum, când am scăpat de proiectul EDC100, care mi-a absorbit o parte din energie, să mă concentrez împreună cu revizorul literar, care se întâmplă să fie chiar domnul Cristi Sava. Deci aș spune că, așa cum se spunea în perioada lui Emil Constantinescu, cheia este la tine, adică dezlegat. Răspunsul este parțial la cel care a ridicat întrebarea. Colegul meu, Dragoș Ștefănică, de asemenea este implicat în revizuire, șlefuire literară și ne-am dorit ca în următorii 2-3 ani să ajungem la final și asta este cel puțin rugăciunea mea. N-aș vrea să închei înainte de a citi lista
lista revizorilor care au participat la proiectul EDCR. Ei sunt Laurențiu Ionescu, Florin Lăiu, Laurențiu Moț, Gelu Păcurar, Dragoș Ștefănică, Silviu Tatu, Ciprian Terinte, Cristinel Sava și, iarăși, cum spunea alt personaj mai de trist amintire, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Emanuel Conțac. Mulțumesc frumos pentru participarea la această discuție și sper să ne întâlnim și în alte proiecte la fel de frumoase ca EDCR și EDC 100.